Câteva mii de membri ai Partidului Social-Democrat Mehedin ți-au ieșit din casă duminică pe o ploaie torențială pentru a-și vota președintele într-un scrutin în care unicul candidat a fost Liviu Dragnea. Sunt membru PSD de câțiva ani buni de zile și este dreptul nostru până la urmă să votăm, să ne exprimăm votul. Un vot dat pentru? Liviu Dragnea. Vreau să ne alegem președintele Partidului Social-Democrat, să fie un om tot așa de bun ca și domnul Ponta. Și să rezolve problemele oamenilor așa cum ni le-a rezolvat domnul Ponta. Pensionarii, bugetarii, salariații, locurile de muncă, în mare, în mică parte sau în mare parte, așa cum a putut dânsul, fondurile europene și tot ceea ce a putut să facă. Marius Creciu, liderul organizației PSD Drobeta Turnu Severin, și-a exercitat și el dreptul la vot la primele ore ale dimineții și a fost printre primii membri care au votat. Votez pentru seriozitatea în Partidul Social Democrat, pentru stabilitate. Mă bucur că au venit foarte mulți membri. Deja avem în jur de 35% la această oră. Oamenii vin cu plăcere, dar în același timp vin să-și spună și problemele, păsurile, ce vor de la PSD, ce vor de la conducătorii lor, și centrali și locali. Este o acțiune, o activitate intensă și în care colaborăm bine cu membrii noștri. Eu mă bucur că avem acest exercițiu pentru Partidul Social Democrat, pentru că ne pune în contact cu membrii, cu problemele lor, în măsura în care foarte rapid, aproape, sunt alegerile locale cele mai importante din viața unui partid. Liderii PSD Mehedin s-au pus ștampila pe Liviu Dragnea, președinte, cu gândul la victoria în alegerile locale și parlamentare. Am votat pentru cea mai capabilă și experimentată persoană. Sper să văd domnul Dragnea să câștigăm alegerile locale și parlamentare în 2016. Este persoana care poate duce Partidul Social-Democrat la câștigarea acestor alegeri din 2016. Pe de altă parte, din punctul meu de vedere, astăzi s-a desfășurat cel mai important moment din viața politică internă a unui partid. Fiecare membru de partid are dreptul să-și voteze propriul președinte, în mod direct și nu prin intermediul delegaților. Și așa cum ați constatat și dumneavoastră, membrii noștri de partid din municipiul Drobeta Turnu Severin, chiar dacă vremea este nefavorabilă, astăzi au venit în număr destul de mare să-și voteze președintele. Fiind un proces electoral intern inedit, mă aștept să trezească un viu interes în rândul membrilor partidului nostru, care, după cum vedeți, se prezintă în număr mare la secțiile de vot înființate. Eu cred și sigur am speranța că perfect democratic, printr-un vot secret, fiecare membru al partidului are posibilitatea să-și voteze președintele, ceea ce este un pas înainte, atât în ceea ce privește responsabilizarea fiecărui membru, cât și în mod evident creșterea implicării lui în conducere, în decizia politică în interiorul partidului. Drept de vot au avut doar membrii PSD care au avut cotizațiile plătite la zi și se află în evidența actualizată a filialelor locale. Membrii PSD au votat în secțiile deschise, în localitatea unde sunt înregistrați ca și membri, însă a fost posibil și votul în altă secție pe baza unei adeverințe din partea organizației de bază, în cazul în care respectivul membru PSD se afla în alt oraș.